Frați și surori, vă invit să stăm împreună în picioare și să citim cuvântul Domnului, în urma căruia vom proceda la înțelegerea Lui, la explicarea Lui, în lecția 28 din această seară. Apocalipsa, capitolul 11, versetele de la 1 la 14. Apocalipsa, capitolul 11, versetele de la 1 la 14. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis, scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afară a templului las-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare sfânta cetate 42 de luni. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Acestea sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrășmașii lor. Și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care, în înțeles duhovnicesc, se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și oamenii din orice norod, din orice seminție, de orice limbă și de orice neam, vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei și îi vor trimite daruri unii altora, pentru că acești doi proroși chinuiseră pe locuitorii pământului. Dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare. Și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Și au auzit din cer un glas tare care le zicea, suiți-vă aici, și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașii lor i-au văzut. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate. 7.000 de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului cerului. A doua nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând. Amin. Frați și surori, reocupați-vă locurile. Căutarea noastră de Dumnezeu ne-a condus din nou să răspundem invitației Duhului Sfânt și să fim în prezența Sfinților în casa Domnului, împreună cu Domnul Iisus, cu Evanghelia sa. Și părtășia noastră, care conține cântare, rugăciune, conține și un moment în care fiecare dintre noi, în mod responsabil, într-o relație personală cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Domnul Iisus întrupat, stăm pentru ca să ne verificăm viața, pentru că mântuirea este o problemă personală. În această seară am ajuns la lecția numărul 28 a intenției noastre de a studia cartea Apocalipsa, potrivit măsurii de descoperire pe care ne-o dă Dumnezeu. Spuneam data trecută și repet în această seară că capitolele 11 și 12 din Apocalipsa privesc pe Israel, timp în care capitolele 13 și 18 privesc lumea întreagă. Foarte mulți teologi care au încercat să tălmăcească, să interpreteze mesajul cărții Apocalipsa, care înseamnă descoperire, au afirmat de-a lungul timpului că al 11-lea capitol, cel din care noi am citit în această seară, este cel mai greu de interpretat, dar este și cel mai important, fiind ca o cheie în interpretarea întregii cărți. Dacă în capitolul 10 dinainte Apocalipsa vorbește despre cărticică și despre ceea ce Ioan a trebuit să facă cu ea, capitolul 11 în această seară vorbește despre templul lui Dumnezeu și despre cei doi martori. Aș vrea să avem un cuvânt de introducere și apoi, în timpul pe care îl avem la dispoziție, să privim împreună la versetele 1 și 2, care
ne vorbesc despre templul și despre închinătorii din el și despre măsurarea acestora. Priviți, vă rog, că Biblia vorbește în primele două versete despre templu și de asemenea de la versetul 3 până la versetul 13 despre cei doi martori. Sunt în legătură cu acești doi martori și apoi vom reveni la templu. Sunt două lucruri care mi se par de-a dreptul importante și importanța lor parcă iese din comun. Primul lucru important este că în versetul 7, prima parte, Scriptura ne spune că atunci când acești doi martori își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei și îi va birui și îi va omorâ. Privind împreună cu dumneavoastră la acest verset, privesc la istoria vieții fiecărui muritor și aș vrea pentru câteva clipe doar să fac o comparație cu istoria vieții lui Ioan Botezătorul, care tocmai ne-a fost prezentat în predica de mai devreme a fratelui Dorin Jurablea. Observați, vă rog, că versetul 5 spune că în momentul în care cineva vrea să facă rău celor doi martori, le iese din gură un foc care mistuie pe oricine vrea să le facă rău. Așa se face că nimeni nu poate să le facă rău. Pentru că acești doi martori au o unealtă, un instrument supranatural dat de Domnul lor pentru ca să se protejeze în timpul slujirii. Interesant însă este că la un moment dat ei sunt omorâți. Atunci ne întrebăm, dar unde este focul cu care putea să omoare pe cel care i-a omorât? Înainte să spună Biblia că ei au fost omorâți, Biblia introduce un element care explică și răspunde acestei întrebări și spune următorul lucru. Când ei și-au terminat lucrarea, au putut fi omorâți. Ce înțelegem de aici? De aici înțelegem că Biserica lui Dumnezeu niciodată n-a fost agreată de lume. Lumea întotdeauna a vrut să o distrugă, porțile locuinței morților, cu toate manifestările în societate, între oameni, în finanțe și așa mai departe. Dar atunci când Dumnezeu vrea să folosească un om, un grup de oameni, o familie, nu are nicio importanță câtă prigoană se ridică împotriva acestui om, acestei grup de oameni sau acestei familii. Pentru că Dumnezeu este în stare să-și protejeze lucrarea. Când omul, oamenii sau familia aceasta își termină lucrarea, dintr-o dată ei devin vulnerabili și li se poate întâmpla orice, inclusiv să fie omorâți. Priviți-l pe Ioan, a avut o lucrare incisivă, priviți pe acești doi martori. De asemenea, când și-au isprăvit lucrarea, au fost omorâți imediat și protecția lor de dinainte a dispărut. Ce ciudat lucrează Dumnezeu câteodată! Dar cine suntem noi să comentăm metodele lui Dumnezeu? Al doilea lucru pe care vreau să-l scot în relief în legătură cu acești doi martori și de ei vom vorbi dacă vom mai fi sănătoși și în viață în dățile următoare, este partea a doua a versetului 10, unde cuvântul Domnului spune că locuitorii pământului au avut o sărbătoare în cinstea morții acestor doi martori. De ce? Au început să-și trimită daruri unii altora în cinstea morților, pentru că, spune ultima parte a versetului 10, acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. Vreau să vă pun o întrebare retorică, adică întrebarea retorică e o întrebare la care nu trebuie să răspundeți. Ea doar vă pune pe dumneavoastră să vă răspundeți dumneavoastră înșivă. Cum vine asta că cei doi martori, cei doi proroci au chinuit locuitorii pământului? Oamenii lui Dumnezeu, prorocii lui Dumnezeu chinuiesc pe locuitorii pământului?
Dumnezeu n-a trimis pe martorii săi să chinuiască pe locuitorii pământului. Și totuși, ultima parte a versetului 10 spune că locuitorii pământului, când au văzut pe acești doi martori morți, au dat o sărbătoare în cinstea morților. De ce? Pentru că au fost chinuiți de ei. În ce fel au chinuit martorii aceștia, oamenii lui Dumnezeu, pe locuitorii pământului? Este simplu sau complicat pentru dumneavoastră să răspundeți aceste întrebări? Expresia locuitorii pământului o găsim în multe locuri în Scriptură, inclusiv în capitolul 3 al Apocalipsei, versetul 10, acolo unde se spune că locuitorii pământului, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu pe tine de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. În limba greacă, în original, locuitorii pământului, pe lângă cuvintele acestea în sine, locuitorii pământului, au un anumit înțeles care răzbate din modul de viață al oamenilor de atunci. Locuitorii pământului sunt oamenii care și-au identificat viața cu lumea, cu pământul pe care au pășit. Aduceți-vă aminte că pământul pe care trăiesc oamenii este un pământ blestemat. Aduceți-vă aminte că diavolul este blestemat, dar în același timp aduceți-vă aminte că oamenii nu sunt blestemați. Dumnezeu l-a pedepsit pe om, dar nu l-a blestemat pe om. Omul este sub blestemul păcatului său, dar Dumnezeu nu l-a blestemat pe om, doar l-a pedepsit. Însă omul trăiește pe un pământ blestemat. Ei bine, oamenii care aleg, care iau decizie în dreptul vieții lor să-L respingă pe Iisus Hristos, când devin conștienți de chemarea acestuia, ei, prin alegerea lor de a-L respinge pe Iisus Hristos, nu aleg doar să respingă pe cineva, ci aleg și cu cine să fie. Cine îl respinge pe Hristos nu alege doar să-L respingă pe Hristos, ci alege să-L aleagă pe diavolul. Respingerea lui Hristos nu înseamnă doar respingerea cuiva, ci implicit înseamnă alegerea altcuiva. Pentru că omul nu poate sta decât ori în brațele lui Dumnezeu, ori în brațele diavolului. Și cine sare din brațele lui Dumnezeu nu poate să sară între brațele lui Dumnezeu și brațele diavolului. Ci dacă sare din brațele lui Dumnezeu, n-are unde să sară decât în singurul loc care mai există, în brațele diavolului. Cine îl respinge pe Hristos, implicit îl alege pe diavolul. Cine îl respinge pe diavolul, implicit îl alege pe Iisus Hristos. Ei, expresia din original, locuitorii pământului, are în vedere oamenii care s-au identificat cu pământul blestemat, cu blestemul din pământ, care au luat blestemul din pământ și l-au pus asupra lor și care au făcut din blestemul acesta un mod de viață care transpiră prin tot ceea ce ei fac. Aici nu-i vorba despre accidentul păcătos din viața cuiva, ci este vorba despre trăirea în păcat a cuiva. Plecând de la gândurile acestea care privesc partea a doua a capitolului, partea a doua a capitolului 11, pentru că acesta are trei părți, revenim la primele două versete de care ne vom ocupa mai mult în această seară sau în tot timpul pe care îl avem la dispoziție, respectiv despre templu, primele două versete, pentru că în aceste două versete cuvântul Domnului spune: mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini. Trestia în vremea în care Ioan scrie mesajul acesta era unitatea de măsurat, așa cum astăzi există foarte multe instrumente pe care oamenii care lucrează în construcții în mod special, sau nu numai în construcții, le folosesc pentru măsurători. Îmi aduc aminte de o întâmplare când doi zidari s-au împrietenit și s-au pus împreună într-o companie, într-un business de parteneriat pentru ca să facă case. La un moment dat, ei au intrat în conflict unul cu celălalt și au devenit dușmani, chiar dacă au rămas parteneri într-o oarecare măsură. Unul dintre ei a pus la cale un plan diabolic să-l distrugă pe partenerul lui. Și uitați ce a făcut. I-a scurtat cu un centimetru sau cu un inch, să zicem, unitatea cu care el măsura, unitatea de măsură, metru, ruleta, mă rog, nu știu cum se numea unitatea cu care el măsura.
în construcție, geamuri, uși, pereți și așa mai departe. Și tot ce făcea omul acesta era mai scurt cu un centimetru. Când partenerul lui venea cu cealaltă parte a clădirii să o îmbine, bună oară, acesta ridica pereții și lăsa loc pentru geam. Și partenerul lui venea cu geamul. Ei, întotdeauna geamul era mai mic cu un centimetru. De ce? Pentru că acesta care făcea geamul i-a stricat unitatea de măsură celui care ridica peretele și lăsa locul, spațiu gol pentru geam, cu un centimetru, și tot ce făcea el era rău. De ce era rău ce făcea el? Nu pentru că el era rău, nu pentru că el era rău intenționat, nu pentru că el vrea să clădească o casă strâmbă, ci unitatea de măsură cu care el măsura bine intenționat era greșită. Ei bine, în vremea aceea, trestia, pentru că era ușoară și rezistentă, era tăiată la o anumită dimensiune standard, stas, și era folosită ca o unitate de măsură. Ei, Biblia vorbește că lui Ioan i s-a dat o trestie, asemenea unei prăjini, și a primit o poruncă, o misiune. Omule, te scoli, te ridici și măsori templul, măsori altarul și măsori pe cei ce se închină. După cum vom vedea puțin mai târziu, sunt multe locuri în Scriptură unde templul a trebuit să fie măsurat. Și întotdeauna porunca lui Dumnezeu pentru un om ca să măsoare templu n-a fost pur și simplu o liturghie, ci a avut în vedere un simbol. De foarte multe ori mesajele Bibliei trebuie înțelese literal, adică așa cum scrie, alte ori trebuie înțelese spiritual, simbolic. Adică trebuie să înțelegem că un anumit lucru simbolizează un alt lucru. De pildă, unde lemnul, când citim în Biblie despre un de lemn, de multe ori Biblia vrea să vorbească despre lichidul care este stors din anumite semințe unsuroase. Altă dată, unde lemnul, când e folosit ca și cuvânt în Biblie, nu mai are rol de lichidul acela unsuros, ci are rolul să simbolizeze pe Duhul Sfânt, al cărui simbol, unul dintre ele, este unde lemnul. Noi din context, adică context înseamnă versetele dinainte și dinapoi, din context ne vom da seama dacă cuvântul unde lemn se referă la lichidul din sticlă cu care ne prăjim cartofii sau se referă la simbolul Duhului Sfânt, care nu mai este lichidul de prăjit cartofii. Și dumneavoastră, ca și mine, vă puteți da seama ce riscant este să interpretezi Biblia în afara contextului ei și să faci ce vrei tu cu un verset cu care spui ce-ți place, sprijinindu-ți punctele de vedere personale și îndepărtându-te de intenția lui Dumnezeu, care vrea să spună ori despre unde lemnul de prăjit cartofi, ori despre simbolul Duhului Sfânt. Câtă fidelitate ar trebui să aibă învățătorii Bibliei atunci când învață din Biblie. Câtă responsabilitate au ei. Ce nefericit este poporul care ascultă un învățător greșit și ce fericit este poporul care ascultă un învățător care dă o hrană bună. Pentru că bietul popor este ca și oamenii care merg la restaurant și fără să știe că mâncarea pe care o mănâncă conține o travă și ei mor. Să zicem că mănâncă ciuperci. Mâncarea pe care eu mănâncă conține ciuperci otrăvitoare. Și oamenii își iau familia și au prietenii și merg și fac un pari la restaurant. În cinstea unui eveniment din viața lor. Și oamenii se duc bucuroși, se duc veseli, pun bani deoparte pentru sărbătoarea asta și nu știu săracii că mâncarea pe care o mănâncă conține ciuperci stricate și mor. Un singur om, bucătarul, poate omorâ toți oamenii care mănâncă în restaurant. De ce? Pentru că folosește o hrană otrăvitoare. Ei, la fel este cu învățătorul care, scoțând din context, context care limitează interpretarea Bibliei și te obligă să faci într-un anumit fel, nu ce-ți place ție. Revenind la ideea templului prezentată în cele două versete, Scriptura vorbește în Apocalipsa, capitolul 11, nu de templul aici, nu-i vorba despre templul lui Solomon, care și dumneavoastră, ca și mine, știți că a fost dărâmat de Nebucadnețar. El a fost rezidit de Zorobabel, însă a fost profanat de Antiochus Epifanes. Al treilea templu a fost reconstruit de Irod,
însă a fost distrus de Titus după prorocia Domnului Iisus Hristos, fiul lui Vespasian, Titus, fiul lui Vespasian în anul 70. Pentru că timpul despre care vorbește aici Biblia nu este timpul trecut, nici din vremea primului templu, nici din vremea templului al doilea, nici din vremea timpului al treilea. Apocalipsa nu e o carte istorică care vorbește despre vremea celor trei temple sau a unuia dintre ele. Apocalipsa este o carte a viitorului, iar locul pe care noi îl studiem din Apocalipsa vorbește despre un moment din viitor pe care noi, cititorii de Biblie, l-am numit necazul cel mare datorită intensității de necaz, de încercare, de suferință, de durere care îl implică necazul acesta, atât de mare încât niciodată de la întemeierea lumii până la sfârșitul ei nu va fi așa de mare. Ei bine, pentru că timpul la care se referă Apocalipsa, capitolul 11, nu este în trecut și în viitor, și noi trebuie să așezăm templul, nu cele din istorie, ci cel din viitor. Asta înseamnă că nu poate fi decât cel de-al patrulea templu, care acum încă nu este construit. De când eu m-am întors la Domnul, auzeam, citind diverse articole teologice, că piesele componente ale acestui templu toate sunt pregătite în secret și că ele la momentul potrivit, moment care se apropie pe zi ce trece, va fi asamblat la clipeală de ochi. Numai că asamblarea acestui templu implică o problemă foarte complicată. Templul acesta trebuie să fie zidit pe un anumit loc. Evreii care vor rezidi templu nu-l vor rezidi oriunde, ci îl vor rezidi pe locul unde cu aproximativ 3.000 de ani în urmă Solomon a pus primul templu. Unde a pus Solomon primul templu? Pe muntele Moria. Acolo unde cu altă o mie de ani în urmă a avut loc un eveniment extraordinar, unde Avram a fost implicat cu fiul său la porunca lui Dumnezeu. Ei bine, Solomon la porunca Domnului zidește templul pe Moria. Acum însă o altă religie își are reședința exact în locul acela. Moschea lui Omar este acum exact pe locul acela. Iar această moschee este simbolul islamului. Când evreii vor vrea să rezidească templul acesta de care vorbește capitolul 11 din Apocalipsa, ei nu-l vor rezidi 10 metri sau 100 de metri mai încolo. Cu câțiva frați din biserică, prin harul lui Dumnezeu și prin bunăvoința unor oameni, am vizitat și eu Israelul și am văzut locurile acestea și le am în minte chiar acum când vă vorbesc. Le am în memorie. Ei bine, nu-l pot zidi un pic mai încolo. Locul în Israel este foarte strâns. Este acolo un deal încadrat de două pâraie, unul în dreapta, unul în stânga. Pâraie care fac diferența între primul deal unde e templu și al doilea deal care este muntele Măslinilor. Biblia când vorbește despre munți, este vorba despre niște dealuri cum sunt în România, să zicem. Ei bine, pe dealul acesta unde este templul, nu este prea mult spațiu, nu este prea mult loc. Orașul de pe dealul acesta e împărțit în două, orașul creștin, orașul iudaic și orașul islamic, partea din templu. Ei, când templul acesta va fi rezidit, el nu va fi pus oriunde. Evreii nu vor doar să rezidească templul, ei vor să rezidească templul într-un anumit loc și locul este locul unde Solomon l-a pus. Marea problemă însă este că de-a lungul timpului de la primul templu până astăzi s-au așezat metri de pământ pe acest templu. Câți metri erau? Mai ții minte câți metri erau? Ce s-a întâmplat? Când Solomon a pus primul templu, dealul l-a pus pe deal. Pentru că templul acesta a fost dărâmat, nimeni nu a luat dărâmătorile, molozul. Și dărâmăturile acestea au rămas acolo. Și ei au zidit peste dărâmăturile acestea. Dărâmăturile acestea, imaginați-vă, sunt niște bucăți de piatră uriașe, foarte mari. Ele au rămas acolo. Și zidim peste pietrele acestea a însemnat câțiva metri mai sus. Când al doilea templu a fost dărâmat, alt moloz, alt câțiva metri mai sus. Când al treilea templu a fost zidit, alt câțiva metri mai sus. Așa că baza unde a fost zidit primul templu e undeva la câțiva metri buni sub baza unde este acum dealul. Baza unde e acum dealul e artificială, nu mai este cu unde a fost Solomon, mulți metri mai jos în pământ.
Acolo s-au făcut excavații și noi am intrat prin excavațiile acelea, prin tunelele acelea, până la baza dealului în vremea lui Solomon. Este foarte interesant. Ideile acestea sunt interesante pentru că atunci când vorbim despre reconstruirea templului, ne imaginăm ce probleme vor întâmpina evreii când vor reconstrui templu pe locul reședinței religiei islamice, care astăzi știți și dumneavoastră că are o ascendență foarte mare. Ei devin foarte puternici, sunt foarte agresivi în păstrarea valorilor lor. Întrebare, cum vor reuși evreii să distrugă simbolul islamului, moschea lui Omar, și să așeze templul acolo? Va însemna asta un război între creștinism și islam? Noi putem anticipa, putem bănui cu mintea noastră, putem bănui multe lucruri. Putem să așezăm, să ne imaginăm că va fi așa, dar oare va fi așa? Putem să ne imaginăm altfel, va fi altfel, dar oare va fi altfel? Foarte probabil că imaginația noastră, ținând cont de reperele Bibliei, de raportul Bibliei și ținând cont de mersul evenimentelor, poate fi apropiat de realitate. Un lucru este însă clar, Ierusalimul va deveni capitala lumii și în același timp capitala celor trei mari religii. Iudaismul, creștinismul și islamismul. Cum vor împărți aceste trei mari religii care domină lumea, cetatea, capitala lumii? Cum își vor împărți ei teritoriul acela? Pentru că pentru fiecare dintre ei, cel mai important loc de acolo e locul unde e pus templu. Niciun alt loc de acolo nu e mai important ca acela. Fiecare dintre ei vor să aibă ofisul acolo. Creștinismul vrea să aibă ofisul acolo. Însă creștinismul nu ține la repere materiale. Creștinismul nu depinde de o clădire. Noi în seara aceasta ne adunăm aici și e confortabil, prin efortul oamenilor și prin slava lui, prin bunăvoința lui Dumnezeu. Dar noi am putea să ne adunăm și într-un parc. Din punct de vedere spiritual, slujba noastră ar fi la fel de eficientă. Omenește n-ar fi eficientă, pentru că s-ar putea să fie frig, cald, gălăgie, praf și așa mai departe. Dar spiritual, creștinismul nu depinde de o clădire. Vedeți, terminologia noastră este foarte deficitară. Noi spunem, mergem la biserică, și când spunem mergem la biserică, nu ne referim la mulțimea credincioșilor, ci ne referim la asta. Asta nu e biserică. Biserica suntem noi. Asta nu e biserică, biserica suntem noi. Ăsta e templu, asta e clădirea, asta e sinagoga, asta e cortul întâlnirii, asta e locul unde ne întâlnim, dar asta nu e biserica. Hristos n-a murit pentru treaba asta. Dacă Hristos ar fi murit pentru clădiri de genul ăsta, ar fi murit pentru Casa Albă și pentru altele care sunt impunătoare, care au sute de etaje. Iată dar cât de deficitară devine gândirea creștină de-a lungul istoriei și asta trădează prăbușirea spiritualității, când în loc de oameni noi numim biserică clădirea unde se adună oamenii. Dacă pentru creștinism nu este un reper materialul, clădirile, pentru islam și pentru iudei, lucrurile materiale devin repere. Identitatea lor nu este spirituală, identitatea lor este materială. De aceea ei doi se vor certa și probabil că se vor bate serios, se vor război serios pentru locul numit Moria, unde vor și unii și alții să-și așeze ofisul, să-și așeze simbolul religiei lor. Ori moschia lui Omar, simbolul islamului, ori templul, simbolul iudaismului. Ei, Biblia în capitolul 11... pur și simplu ne spune că templul există. Nu ne spune când, nu ne spune cum, nu ne spune în ce împrejurări, nu ne spune dacă dărâmăturile moscheii sunt dedesubt sau cineva le-a excavat de acolo, dacă iudeii care astăzi fac studii geologice acolo vor da la o parte molozul acela și vor construi pe nivelul unde a construit Solomon. Nu ne spune nimic despre asta. Pur și simplu spune templul era acolo și Ioan a fost trimis la un templu care deja exista și despre care nu ni se oferă nicio informație și ne spune du-te și măsoară. Însă, a fost cam lungă această paranteză, însă, în ciuda faptului că în Biblie de multe ori se vorbește despre măsurarea templului pentru prima oară acum, se vorbește despre o măsurătoare specială. Atenție!
scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, acum măsoară altarul și pe cei ce se închină. Pe cei ce se închină. Construcția unui nou templu la Ierusalim este dovada că în acea perioadă evreii ca națiune nu vor fi încă întorși la Mesia. Acesta este și motivul necazului cel mare, sau unul dintre motivele necazului cel mare. Dacă evreii s-ar întoarce la Mesia, ar mai avea ei nevoie de un reper al religiei iudaice? Templul nu este reperul creștinismului. Noi creștinii nu avem nevoie de o clădire. De pildă, dacă, să zicem, vorbim așa abstract, un cutremur ar dărâma clădirea unei biserici, asta nu înseamnă că biserica s-ar desființa. Biserica și-ar închiria un cinematograf sau o sală de sport și s-ar aduna acolo o vreme. Pentru că existența unei clădiri nu depinde de existența unei biserici spiritual, a trupului lui Hristos, nu depinde de o clădire. Dar uitați că existența iudaismului depinde de templu. De aceea ei vor să-și reconstruiască templu, pentru că nu au venit la Iisus, care le spune că închinarea e în duh și în adevăr și nu ține de o clădire numită într-un fel sau în altul. Nu ține de o anumită parte a unui templu numită curtea de afară sau curtea dinăuntru, a neamurilor sau a evreilor. Dar pentru că ei au rămas la religia lor din Vechiul Testament, ei aveau nevoie de reperele materiale din Vechiul Testament. Bună oară! Templu, preoții și instrumentele. Ce înseamnă instrumentele? Știți dumneavoastră, toate ligianele, toate mesele, toate furculițele, toate sfeșnicele, toate trâmbițele și toate celelalte ustensile, instrumente, stafuri care erau folosite de preoți ca să facă slujbă. Ei, când templul va fi refăcut, el va fi refăcut în toată condiția Vechiului Testament. Iudeii țin de Vechiul Testament, de aceea țin de templu. Islamul ține de moschee și ține de locul acela de pe Moria. Locul acela va fi locul conflictului de pe planeta Pământ. Templul va avea și el curtea neamurilor și curtea iudeilor. Citiți în Fapte 28-29 sau Efeseni 2:15. Atunci când vorbim despre templu, trebuie să vorbim despre anticrist. Și ideea aceasta lui anticrist este o idee abundentă în Scriptură. Însă nu vreau să sărim de la ideea de templu la ideea de anticrist, măcar că în subiectul nostru acestea două sunt legate. Nu putem să vorbim de templu și să nu vorbim de anticrist, pentru că al patrulea templu care va fi rezidit la Ierusalim va deveni la jumătatea necazului cel mare, adică după 3 ani și jumătate de la început, va deveni reședința liderului mondial. Iată, dar ce încurcătură! Care e încurcătura? Încurcătura e următoarea. Locul de pe Moria astăzi este manipulat de Islam, pentru că acolo e moschia lui Omar. Iudeii vor face un templu pentru că Dumnezeu va îngădui în istorie ca ei să facă asta. Dumnezeu va așeza vremurile și soroacele. Numai că templul acesta, care inițial va fi reclădit pentru onoarea lui Dumnezeu și pentru slujbele sfinte, culmea, va ajunge oficiul liderului mondial, adică al lui Anticrist. Anticrist, care înseamnă o persoană, dar în același timp înseamnă și un sistem. Vă puteți imagina ce repede schimbă istoria proprietatea de la Islam la iudei și de la iudei la noua ordine mondială? Cu ce repeziciune se vor derula aceste evenimente? Dumneavoastră toți sunteți adulți, citiți presa, probabil că vă uitați la news și puteți să anticipați, chiar dacă nu sunteți niște grozavi interpretatori ai Scripturii, puteți să interpretați cât de ușor, cât de repede ne-am apropiat de momentul acesta datorită globalizării în care lumea este implicată. Globalizarea este unul dintre marile semne care vorbesc răspicat, adică puternic, tare, insistent despre revenirea lui Iisus Hristos și despre apropierea ultimilor evenimente care marchează sfârșitul umanității pe planeta Pământ în această dimensiune în care trăim astăzi, în această condiție, timp și spațiu în care trăim astăzi. De ce? Pentru că globalizarea aceasta este condiția escatologică.
Nu se poate vorbi despre recădirea unui templu, nu se poate vorbi despre semnul 666, nu se poate vorbi despre începerea necazului cel mare, nu se poate vorbi despre multe alte lucruri dacă nu vorbim despre globalizare. Când Iisus Hristos a venit pe pământ, a fost globalizare sau nu? A fost. Ce globalizare a fost? A fost globalizarea greacă. O singură limbă se vorbea în zona aceea a lumii. Un singur împărat vorbea în zona aceea a lumii. O singură autoritate era în zona aceea a lumii. Cum ar fi predicat apostolii dacă aici s-ar fi vorbit, în țara asta s-ar fi vorbit engleză, dincoace spaniolă, în partea asta portugheză, dincolo germană, dar peste tot se vorbea limba greacă. Dialectul coine, adică o vorbire mai de la țară, mai populară, se vorbea întreg imperiu. Nu era nevoie de viză, pentru că era același imperiu, imperiul roman. Ce ar fi însemnat să stea apostolul Pavel pe la ambasadă? Să primească viză și la vamă să spună, știi ce, mai bagă ceva în buzunarul ăsta. El se ducea dintr-un loc în altul folosindu-și când autoritatea de cetățean roman, când autoritatea de iudeu, după cum era nevoie. Cu autoritățile romane spunea sunt roman, cu autoritățile politice romane spunea sunt roman, cu autoritățile religioase evrei spunea sunt evreu. Mințea? Nu mințea. Dar cum se numește asta? Aș vrea în această seară să stăm în fața lui Dumnezeu și să fim conștienți de evenimentele istorice în mijlocul cărora avem onoarea și privilegiul să trăim. Vreau să vă pun o întrebare înainte să vă invit să ne rugăm. Frați și surori, ne putem noi concentra cu adevărat la grozăvia care bate la ușa istoriei? Și astăzi, biserica, de fapt nu biserica, foarte mulți oameni care intră în adunare să se închine, trăiesc în tot felul de apucături, în tot felul de păcate, fără ca să aibă un moment de trezire, de ridicare, de pocăință. Observați ce onoare are o biserică, Hristos o critică. Și cum procedează Hristos? Îi dă o vreme să se pocăiască. Oamenii fac așa, oamenii nu fac așa. Oamenii nu fac așa niciodată, oamenii nu-ți dau timp să te pocăiesc. Oamenii spun eticheta și ai rămas pentru viață ștampilat. Ei, Dumnezeu îți dă o vreme să te pocăiești. În vremea aceea, dacă te pocăiești cu Dumnezeu, ai rezolvat-o. Spune Biblia, i-am dat vreme să se pocăiască și n-a vrut. De-abia acum am să merg să mă judec cu ea. Omule, fiecare dintre noi ne cunoaștem viața. Noi acum ne-am îmbrăcat fiecare la costum, am venit aici, unii cântăm, unii predicăm, alții ascultăm, toți suntem oameni de treabă. Dar noi fiecare ne cunoaștem viața în intimitatea existenței ei. E vreo unul dintre noi fără lucruri pe care le condamnă Dumnezeu? Numai farisei au crezut că trăiesc în absența păcatului, în absența alunecării, în absența greșelilor. Numai ei au crezut asta despre ei. Numai ei s-au bătut cu pumnul în piept. Și Domnul Iisus spune despre unul ca el care se roagă alături de un vameș, spune ăsta nu se coboară acasă iertat. De ce? Pentru că nu crede că are nevoie de iertare. Vreau în această seară să vă întreb, dumneavoastră, eu, suntem conștienți de grozăvia teribilă care bate la ușa istoriei? Și tare mă tem că generația noastră nu va gusta moartea fizică, pentru că istoria vine și vine repede? Vreau să vă întreb în această seară, dincolo de greșeala în care ați alunecat, aveți responsabilitatea să vă și pocăiți pentru ca această greșeală să fie rezolvată? Se spune că un om s-a dus în pădure să strângă lemne, era spre primăvară, și ursul a ieșit să pună și el mâna pe cineva și l-a văzut pe bietul om. S-a dat în spatele la un copac și a spus, gata, astăzi am ce mânca. A mers pe la spatele omului, l-a prins în brațe și l-a strâns. L-a strâns de apăritoasele și omul urma să moară sufocat, că ursul strângea, nu glumă. Și la un moment dat, bietul om se întoarce așa și întoarce capul și cu ultimile eforturi spune, ursule, cum ai făcut așa? Fă și așa că mor. Adică cum m-ai strâns, dă-mi drumul, omule. Dacă s-a întâmplat, într-un fel sau în altul, să aluneci, să cazi, să scape o vorbă, o faptă, un gând, un sentiment, uită-te la ușa istoriei, că vine necazul. Stai înaintea lui Dumnezeu și plângi și pocăiește-te și smerește-te și căiește-te și schimbă-ți viața. Folosește vremea de pocăință pe care o mai dă Dumnezeu fiecărui muritor.
nu te crede în afara, în absența posibilității de a fi păcătos, de a avea o greșeală, de a avea o scamă pe haina vieții. Aș vrea să conștientizăm timpul solemn pe care îl trăim și responsabilitatea pe care o avem să folosim pocăința la care ne-a chemat Dumnezeu și să fim gata. Iubit popor al Domnului, vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm împreună înainte de a ne despărți și să plecăm acasă.